Mai multe taxe locale din Chișinău ar putea să se majoreze chiar și de câteva ori în anul ce vine. Cel puțin, asta prevede un proiect de decizie a Consiliului Municipal, care urmează să fie dezbătut de către aleșii locali până la sfârșitul acestei luni. Mai mult decât atât, în premieră vor fi taxate și stațiile care alimentează mașinile electrice. Acest lucru a fost criticat de agenții economici din domeniu. Îi spun că sunt noi pe piață și nici măcar nu înregistrează venituri. De partea cealaltă, viceprimara capitalei, Inga Ionesi, spune că de fapt la prima etapă agenții economici ar urma să achite doar 90% din această taxă, adică 500 de lei. Oleg Ștefaniuc este directorul unei rețele de stații de încărcare a automobilelor electrice. Nu are niciun an de când s-a lansat în această afacere, care nu este atât de dezvoltată în Republica Moldova. El spune că a rămas nedumerit de intenția autorităților locale de a institui o taxă anuală de 5.000 de lei pentru fiecare coloană de distribuire. Și asta în timp ce în toată lumea este promovată utilizarea mașinilor electrice în favoarea ecologiei. Când am auzit această Мы с коллегами были очень удивлены, потому что мы знаем, что в соседних странах и во всем мире, и в соседних странах сегодня зеленая энергия является prioritetne ale dezvoltării sectorov economici. Mai mult, bărbatul spune că acest domeniu este la început de cale în Republica Moldova, iar taxele pe care încearcă să le introducă municipalitatea ar fi un impediment în dezvoltarea acestui sector. Abia după aproximativ 5 ani, afacerea sa ar putea să aducă profit. Etava rinca сегодня в Молдове нет. Мы предоставляем услуги зарядки автомобилей для первые полгода мы вообще бесплатно заряжали всех клиентов, которых на самом деле не очень много в стране, только-только развивается, только-только появляются первые автомобили владельцы автомобилей с электрическими двигателями. Мы заряжали их бесплатно. Сегодня мы заряжаем их по предоставляем эту услугу по себестоимости. Бărbatul spune că și-ar dori o susținere din partea primăriei, care nici măcar nu s-a consultat cu reprezentanții acestui domeniu. În cazul în care consilierii municipali vor aproba acest proiect, atunci această decizie se va răsfrânge direct asupra clienților. Astfel, acesta afirmă că urmează să solicite municipalității împreună cu colegii din acest domeniu să revizuiască această inițiativă. Если мы декларируем себя как зеленый город, да, и стремимся к тому, чтобы город был зеленым, ну, значит, нужны какие-то шаги для того, чтобы экономические агенты, которых в стране 3 или 4 всего экономических агента, которые сегодня развивают эту отрасль. Этот налог в любом случае должен быть по логике бизнеса заложен в конечный тариф. То есть в итоге пострадает, потеряет автовладелец. De partea cealaltă, viceprimarul pe domeniul investiții și economie al capitalei, Inga Ionesi, spune că proiectul este abia la etapa consultărilor, astfel că în timpul apropiat reprezentanții primăriei ar urma să se întrunească într-o ședință online cu aceștia pentru a le asculta doleanțele. Chiar și așa, aceasta spune că agenții economici ar urma să beneficieze la prima etapă de o reducere de 90% din taxa locală prevăzută în proiect. Această taxă ea este fixată, dar asta nu înseamnă că se va aplica 5.000, deci va fi o reducere de 90%, o să fie inițial primii ani aplicat 500 de lei anual, însuși pe viitor, când se va dezvolta acest sector, o să revedem deci mărimea acestei taxe. Acești 500 de lei, spune viceprimara, ar putea fi aplicați pentru amplasarea coloanelor de distribuire a energiei electrice. Între timp, în proiectul privind taxele locale pentru 2021, se regăsesc și alte domenii de activitate care ar putea să se pomenească cu taxe majorate. De exemplu, taxa pentru parcare ar putea fi majorată de la 18 lei pentru un metru pătrat al parcării la 30 de lei. Astfel, dacă proiectul va fi aprobat de către Consiliul Municipal, atunci o persoană care închiriază lunar un loc de parcare cu 300 de lei va fi nevoită să mai scoată din buzunar încă aproximativ 300 de lei. Președintele Uniunii Conducătorilor Auto, care gestionează mai multe locuri de parcare cu plată din Chișinău, spune că în cazul în care consilierii vor vota acest proiect, atunci inevitabil tariful va fi majorat și pentru clienți. Pentru noi o leacă și usturător. Chiar am depus o scrisoare oficială către primăria
să fie majorare așa, în rate, brusc. Astfel, taxele locale ar putea crește și la centrele de asistență tehnică a automobilelor de la 10.000 de lei anual la 12.000 de lei. O creștere a taxei ar putea avea loc și în cazul WC-urilor publice de la 3.000 de lei anual la 3.500 de lei. La fel, de la 2.000 de lei la 3.000 de lei anual ar putea crește și taxa pentru cabinetele cosmetologice, cele de machiaj și masaj. Și cluburile sportive ar putea să achite anual cu 500 de lei mai mult, adică 3.500 de lei față de 3.000, cât era taxa de până acum.